Salutare și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe canalul Game Over. Hai să vedem ce noutăți avem în joc. Avem acest skin disponibil, dar care costă o grămadă de gemuri. Aici din cauza pentru că n-am brawlerul deblocat pe PAM. Dar hai să vedem ce alte oferte avem aici. Avem ceva gratuit, e vorba de niște coins. Ok, plus alte oferte care costă gemuri și nu avem atât de multe momentan. Bun, și putem să jucăm cu orice brawler. Trebuie să scoatem 9 inamici din solo showdown și să câștigăm 3 meciuri la duo. Bun, hai să începem cu meciurile din solo. Băi, nu știu cu ce să jucăm. Hai să vedem ce opțiune avem. O să iau un brawler cu care avem de făcut misiuni. Și hai să luăm pe Shelly pentru început. Vedem că l-am și upgradat un pic. Să dăm un meci de solo. Trebuie să scoatem 9 inamici. N-ar trebui să fie foarte greu. Hai să ne lutăm cutiile prima dată. Oh, ce ia să ne luăm acolo? Ok. Hai să mergem la următoarea cutie. Noroc că nu a venit pe noi. Mamă, cât... Câtă viață are acel primul. Ok, și Oros aici. Bun. Reușim să o scoatem. Am văzut ceva, o luptă aici. Și e o Jessie, dacă nu mă înșel. Băi, Jessie e foarte periculoasă. Damn it. Holy fuck. Da, ieșim pe locul 2. Băi, o să schimb brawler-ul. Nu mă simt foarte confortabil cu Shelly la solo. Hai să luăm un sniper. Sau Roza, băi, cu Roza, știți că jucam eu pe vremuri super bine. Sniper, pe cine avem? Hai să o luăm pe Penny. Sau pe Jessie. Hai să o luăm pe Jessie. Jessie avea roboțelul. Și ne ajută și roboțelul să scoatem inamici. Hai să vedem. Da, și trage destul de departe. Facem două chesturi dintr-o lovitură, practic. Holy fuck, ce ne-a scos brawlerul ăla. Bun, hai să mai dăm un meci cu Jessie. Trebuia să luptăm cutia, am îngrămădit acolo toți brawlerii, 4 sau câți eram, și am uitat de cutii. Ok,
să ne luăm PowerPoint-urile astea. Trei cutilutate. Facem și pe a patra. Cât noroc am avut. Poco. Oh, damn it. Bun, luăm locul 3. Nu e chiar așa de rău. Hai să mai jucăm o dată. Bun, mergem din nou pe cutii pentru început. Ok, am luat prima cutie. Mai avem aici două. Sper să nu mai vină cineva. Deși văd că e cineva acolo jos. Oh, și ce noroc avem, știți vorba aia, când doi se ceartă, al treilea câștigă. Când doi se bat, al treilea câștigă. Damn it! Păi, cum ne-a scos să... Cum ne-a scos brawlerul ăla? Ok, băi, nimic la misiune, ba da, mai facem progres acolo. Hai să mai dăm, meciuri cu Jesse. Simt că poate mai mult, dar trebuie să luptăm... util la început, ca să avem forța necesară să ne luptăm cu ceilalți. Hai să mergem aici. Ah, robotul e periculos. Holy fuck! Ne-a rupt în două Colt. Efectiv, ne-a rupt în două. Tot luăm un plus 1 la trofee, chiar și pe locul 6 sau cât am ieșit. Da, o să jucăm doar cu Jesse în episodul ăsta, pentru că vreau să-i termin misiunile. Băi, nu cred. Cum naiba, frate, ne-a scos? Că avea viață foarte puțin. Am ratat acolo hit-ul pe el. Dacă îl prindeam, probabil ar fi murit înaintea noastră. Bun, hai să vedem aici. Ok. Parcă nu mai ajunge să mă lupt cu Shelly. Deși, până la urmă, asta e misiunea noastră. Să scoatem brawleri. Ok. Bun. Băi, aș mai căuta niște cutii. Hai să vedem. Dynamite.
a plecat de acolo. Aba nu. Holy fuck. Da, ne-a scos. Ok, oricum ieșim pe 3. Mai facem progres, terminăm deja o misiune. Mai trebuie să scoatem 3 inamici cu Jesse. Hai să mai dăm 2 meciuri. Poate e suficient și unul singur. Bun, mi-a pus aici un cufă, un... Da, nu mă bat cu tine. Excelent. Ok. Bun. Să mai luăm aici o cutie. Bun, acum putem să ne luptăm cam cu oricine. Da, mai puțin cu Shelly. Ne-a rupt acolo, stea la pândă. N-ar fi trebuit să ne aruncăm pe trapa aia. Bun, mai avem nevoie de două... Să scoatem doi inamici. Băi, și meciul ăla era șansa noastră, adică făcusem destul de multe powerpoints. Acolo văd că e un Colt, dacă am putut eu bine. Scăpăm de urs mai întâi. Mai bine de primul. Ok. Băi, uite-l cât de aproape vrea să vină de noi. Ascuns pe aici pe undeva. Holy fuck. Sunt doi el primo. Da, oricum nu prea avem șanse cu el. Păcat fix în colț acolo. Da, mă așteptam la asta. Oricum, n-aveam nicio șansă să-l scoatem. Avea 11 star points, 11 power points. Da, era foarte, foarte greu. Bun, oricum, ne-am completat misiunea. Uite, primim și 100 de puncte de astea roz. Cu care putem să ne cumpărăm skin-uri. Da, și facem 2100. Avem și un reward, un brawl box. Avem coins, avem Poco și Penny. Bun. Ok. Băi, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!